Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Scara Mecanic. În acest episod sunt singur și o să vreau să vă arăt o chestie super șmechere. De fapt, mai multe chestii cu care ne vom juca în acest episod. Înainte de toate, nu uitați să apăsați butonul de like. Nu fac facecam deoarece chiar nu am chef să-mi bată lumina în ochi și e frig, așa că mi-am băgat radiatorul în priză și nu mai am loc pentru lumini și s-ar vrea foarte urât, adică nu știu exact, cred că pot pune. Da, adică cred că nu mă vedeți. Deci, da. Bun, și vom lăsa așa. Și în sfârșit sunt și eu aici singurel, marinică. Bun. Dacă mă întrebați cât e ceasul, e 1. Mă pregătesc să mă culc după ce termin aici. Este o chestie de-aia din parcul de distracții. O să dispară lagul după ce mă ridic. Gata. Ce șmecher e! Adică e și mare. Bine, sistemul este destul de simplu. First person te învârte așa cu camera, că nu e făcut gen să-ți urmărească așa, știi? No, parc de distracție oricum, mai urcă? Nu, e maxim. Oricum e super, super tare. Asta ce face? Ok, nu, ăsta mi-l las în jos. Ăsta. Așa, bun. Și vom rămâne aici suspendați. Bine, putem... Dar nu înțeleg cum se oprește. De fapt tare, nu contează, m-am prins. Păi haideți să strângem cât mai multe like-uri la acest episod și o întrebare pentru voi. Cum vă place mai mult când filmezi, singur sau cu altcineva? Și dacă cu altcineva, cu cine și de ce? Bun, acum, sincer, eu prefer mai mult singur. Uite ce șmechere. Bun, hai să coborâm să vă mai arăt și alte chestii. Până cobor asta. Uleu. Bun. De ce îmi place singur? Pentru că nu mai e niciun aici pe fundal, un ciobănaș sau mai știu eu ce. Asta e un mini jeep. Jeep. Arată mișto, e ca lumea. Aha, e ca lumea făcut, lol. Ceva micuț și frumos. Și nu mai e atâta zgomot. E parcă așa mai relaxant. Avem aici Formula 1 Lotus V8, care arată foarte urât. Avem aici un autocar, care este foarte detaliat, dar face și foarte mult lag, aparent. Are semnalizări, aparent. Ok. Butonul ca să deschidem. Oh. Ok. Presupun că fiecare de asta are... Dar face ceva lag. Ce tobă urât are. Bine, oricum pare un model mult mai vechi. Am presupun că ultima ușă... Semnalizarea pe partea asta. Semnalizarea pe partea asta, la altă. Nu am idee ce face ăla. Asta e ușa la mine. Luminile din interior. O trapă? N-avem în vedere asta. Să poți lucra la motor și... Uite, bă, nu cred. I-a făcut ax, cred că-ți bagi joc de mine. Sunt curios dacă funcționează axul ăla. Am scos astea ca să văd dacă funcționează. Da, băi, frate. Asta vreau să văd, dacă se învârte. Lol, bine, e de formă, dar faza este că merge și face o grămadă de lag. Bun, și fiți atenți, ce vreau eu să vă propun, dacă aveți construcții făcute de voi, nu luate de pe net, că nu mă impresionează cu absolut nimic dacă sunt luate de pe net. Download-a. Dacă aveți o creație, bun, să zicem, câini,
câinele ăsta. Puneți așa. For Marian. Hai, mă. Marian Trex. Puneți așa și dați update. După ce ați dat update, o să trebuiască să-i schimbați vizibilitatea în public și eu când o să fie episodul următor, dacă sunt destule, voi face creațiile voastre. Așa că dacă ați făcut ceva șmecher și vreți să vadă și alții, eu o voi pune în clip. Doar nu le luați de pe net, știu cum arată celălalt workshop, na. Știu cum arată, așa că na. Mai avem aici un tank destul de urât. Stai. Deci așa vine aici, ok. Ah, ok, gata, deja știu cum virează. E, cred că, cel mai simplu model de tank. Și asta pentru ce aici? Băi, știam că e invers. Gen ăla care stă... Ah, ok, așa o fi. Dar nu face nimic, e pur și simplu un tank și atât. Un nume bun de canal de YouTube, tank și hă, atât. Tankul joacă. Bun. Da, e destul de ok, dar... Oare există un tank pe șenile? Ia stați să vedem. Stați că pe mine m-a băgat în inventarul de la Rast. Ar fi destul de șmecher, dar nu prea... Poți să-l faci. Ăsta pare a fi cu moduri, oricum pare a fi imens. Foarte multe urâte, foarte multe urâte. Doar unul am găsit frumos. Uite, deci ăsta e cel mai frumos tank pe care eu l-am putut găsi. Mamă, ce mare. Uite. Asta e în ghiveci. E în ghiveci, frate. Nu m-aș fi așteptat niciodată la chestia asta și... Ah. Ok. Poți să și ieși dacă vrei. Poți first person. Da. Dar ce vezi? Nu vezi nimic. Ah. Așa virez cu el, oameni buni. Așa virez cu ăsta. Și aia pur și simplu e lăsată liberă, corect? Stai că vreau să urc. Da, e lăsată liberă. Și ce ar trebui să fac asta? Aha! Ma. Și tragi. Și chestii, da. Ok, bun. M-am distrat cu tankul ăsta. Și acum să vă arăt cel mai șmecher tank făcut vreodată. Evident. Uitați-l aici. În 3, 2, 1. Nu știu ce chestia asta sau ce ar trebui să fie. Este un tank ruginit. De ce ar avea de-astea? Ah, pentru că... Mă, pot să virești cu el. Să virez mai rapid. Ce mă, bă. Ăsta vrea să fie un tank sau ceva? Da, Cine știe acum? Mai am și mult de spart pe aici. A, așa, bun, gata. What? Ok. Se mai întâmplă. Acum n-avem ce să facem. Nu găsesc, mă, un turn de ăla. Hai să mergem să căutăm un turnuleț. Dacă aveți o idee ce am putea să facem în scrap, ce ați vrea să vedeți să construim, lăsați în secțiunea de comentarii, adică nu mi-e greu să construiesc ceva. Da, acum n-am nicio idee. De obicei când prezint chestii de genul mă distrez cu alte, dar asta înseamnă că nu am idee. Voi lua o mașină asta, nu știu ca ce o mai țin. Foarte multe modate, nu am modurile momentan. Modate, ăla nu-i modat. Putem să luăm ATV-ul ăsta, cred. Da, îl voi lua. E făcut de mine.
Și e destul de... E ok. E off-road, vă dați seama. Și acum dacă găsi eu... Sunt două chestii care îmi plac pe mapa asta. Muntele, care e șmecher sus. Și o zonă cu o piatră, frate. Poate o găsim. Ia, haide să mergem. Apropo, dacă vreți ATV-ul ăsta, îl puteți descărca de pe workshop. Și vă puteți juca cu el, bineînțeles. Dar acum caută cu un carul cu fân, ceva de genul. Dar n-are stabilizator. Dar îi pot pune, bineînțeles. Oricum nu o iau, că mă voi chinui. O să-mi iau Boogie-ul, Boogie Pro. E destul de downloadată pe workshop. E foarte bună off-road. Are suspensia asta, hai să o mai întăresc puțin. E ajustabilă. Gata. Acum am dat-o mai rigidă pe spate. Și de ce zic că are suspensie mai șmecheră? Că uite. Pe Jajiki. A fost prima chestie făcută de mine șmecheră. Am stat, cred că, o oră sau două. Să-mi dau seama cum funcționează. N-aveam net și nu aveam ce să fac. Și am zis, bă, hai, ar fi șmecher să fac așa ceva. Și de atunci au apărut o grămadă de vehicule cu suspensie pe bază de motor. Că asta așa are. Nu știu dacă mai făcuse cineva așa, dar... N-am fost pe aici niciodată. De când mă joc Scrum Mechanic, n-am fost pe drumul ăsta niciodată. Dacă îmi credeți. Da, nu am explorat harta. Ce-i drept? Chiar nu am explorat-o. Era și mecher gen... Să ai un oraș gata generat. Da, n-am urcat pe muntele ăsta. Și cam așa e mașina. Dacă vă întrebați ce sunt roțile alea acolo, este în caz de rămâne blocată pe piatră sau ceva. Asta nu rămâne blocată, evident. Bă, lol, ce spațiu e aici. Nu, uite, în cazuri de genul așa, când atinge, să ajute și roțile alea. Să fie totul ok. Să las mașina acolo. Pe piatra aia o pun. Să sperăm că o să stea. Hai mă, off-road-uri. De aici. Dă-i cu tata! Ăla-i. Așa cum intră în acțiune roțile alea. Op! Și vedeți, trece peste orice asta. Sau rămâne așa. Da. Acum nu face contact cu nicio roată de asta. Ar trebui să-i pun una și aici la mine, dar n-am unde. Una mică pe dedesubt, pe undeva băgată. Dacă să-i creez balans. Gata. I-am dezactivat suspensia. N-a fost o idee bună. Ok, gata, o las așa. Nu m-am gândit că o să pice toată asta, știi? Depapotabilă. Aveam eu vedea asta oricum. Acum e depapotabilă, oameni buni. Stai ușor, tantișor. Bun, acolo se parchează frumos. Bun, hai să vedem ce spațiu avem noi aici și ce am putea noi să ne facem aici. E cel mai înalt punct de pe mapă? Da. Sau nu? Probabil și mapa aia e, și muntele ăla e la fel de mare sau probabil puțin mai mare. Nu avem nevoie de chestia asta. Asta e dragsterul meu. Am găsit, da, uitați aici, tabloul făcut pe live. 3D ba chiar. Mulțumesc, știu că arată superb.
Așa, făcusem eu, uite, asta e o chestie făcută de mult și asta n-am treabă cu ea, că nu mi-aparține. American ceapuri, ce frumoase. Avem aici o rulotă, aici o să ne facem... Nu, ce facem? Aici o să ne facem un camping. Aici. Aici vom locui, bă, dar n-are și ea să stea. Și așa stă. Mă, hai că-i fac dale și pe spate. A, e frigider. Lasă, nu observă nimeni, e frigider. Și pun de-astea acum. La care e conectată? La A... Deci stai, piciorul... Unde e, mă, piciorul? Ăsta e conectat la ăsta. Ok, bun, picioarele conectăm la astea. Asta de aici. 90 toate, vă dați seama. Sau aș putea să nu le pun 90, să le pun mai puțin. Dar le voi lăsa... Așa. Așa ca un picior, dacă v-ați prins. Dar nu prea o să fie aceeași mărime. Dar nu este o problemă. E, acum o să fie aceeași mărime. Bun. Acum să vedem cum funcționează. O să mi-o miște puțin. M-am pus invers pe ăla. Și ăsta e dat în interior. Gata, perfect. Bun, doar ăsta de aici trebuie schimbat asta. Așa, da. Corect, bun. Și avem și o robot aici. Nu pot să o îndrept încolo. Ba, da. Și cu roțile în aer, bun. Hai să vedem. Acum știu că s-au băgat niște perne. Avem aici o pernă, evident. Și intrăm noi aici frumos. E făcută de mine. Găsiți clipul pe canal. În clipul ăla am spus că mă joc BIMNG, frate. Dacă vă vine să credeți, în loc de Scrap Mechanic, am spus că... Salut și bine v-am găsit la un nou episod din BIMNG, știi? Hai să fac cum arată. De fapt, așa arată perna mea. Și avem aici, avem baia, care e destul de ok. Cuierul ăsta dispare. Crem. Stai, ăsta am folosit pe aici. Ba, nu. Ăsta? Da. Se închide bine acum? Doi. Da, sunt băgate pe acolo. Și aici, nu știu. A, nu fac nimic toate. Avem aici un aragaz și mecher. Aici avem frigiderul. Frigiderul care ne-a buguit deja. Avem aici, dacă vedeți, pod asta cu apă, nu știu ce este, mai exact, lumină frumos, știți cum s-a deschis, și avem și două găini, care le putem găti, evident. Și aici avem un baie, bam, când ai terminat, anunți că e liber, avem o oglindă, ne spălăm pe față, frumos, ne uităm în oglindă, hârtie igienică, când nu ești binevenit, logic, și bam, și te dă, așa, bun. Și după ce ai terminat, ai închis asta frumos și aia e. Și asta e rulota noastră, căsuța noastră. Ai luat-o, ai plecat, ai tras-o după mașină și aia. Aveam și o mașină, dar am șters-o, așa că voi face o mașină nouă pentru această rulotă. Am și un pistol care funcționează.
Asta e, da. Căutam genul mașină dacă o putem adapta foarte ușor. Nu, asta e ceva foarte urât. Așa, bun, bun, bun. Ce avem noi pe aici? Ce? De ce off-roading? Ar merge, dar e prea mare botul. Asta e prea strident, așa. Prea multe moduri. În fine, o să vedem episodul următor. Asta are cutie de viteză. Am făcut-o. E șmecheră. Într-un fel să spun că e șmecheră. Aș putea să fac pasta. E ok mașina. În fine, episodul acesta vă voi lăsa până aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like, să strângem cât mai multe like-uri la această serie. E cea mai lungă după Rust. Și mă miră. Și nu uitați de aplicația care puteți să faceți bani lejeri. Eu o să fac un video în care voi scoate bani de pe ea. Că am făcut pe acolo câteva chestii. Adică să văd dacă merge, dar merge veche. Nu am văzut să fie ceva fake sau mai știu ce. În fine, vă las clipul în descriere și noi ne vedem data viitoare. Baftă! Pa, 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 pam!